Vă rog frumos să o primim în aplauze pe Diana Nicula, este fostul președinte a ISEC București. Vino, Diana, și spune-ne ce ai de spus. Bine ai venit! Da, m-am prietenit deja cu el. Uh, nu sunt în el, sunt o ea. Îmi pare bine să vă cunosc. Uh, nu o să am un discurs. O să fie mai mult un exercițiu. Un exercițiu în care să conectăm, zic eu, n-am fost la toate discursurile de mai devreme, dar bănuiesc, să conectăm puțin tot ce s-a vorbit mai devreme, să vedem ce e treaba asta cu valorile, cu integritatea, suntem, nu suntem integri, ci suntem noi, integritatea în corporații și așa mai departe. Integritatea în ONG-uri, în leadership-ul din ONG-uri. To believe in something you not live it, is dishonest. Să faci lucruri în care tu nu crezi, înseamnă că nu te respecti. Să fii ceea ce tu de fapt nu ești, înseamnă că nu ești tu. Să spui lucruri în care nu crezi, înseamnă că nu ești integru. N-am spus eu asta, Gandhi a spus asta. 13 decembrie 2013, moment în care eram în fața localului Aise București, 40 de oameni, și trebuia anunțat viitorul, următorul președinte pentru Aise București. În stânga mea, contracandidații, în fața mea oameni care aveau un zâmbet care spunea că deja știu cine va fi președinte, eu, tremurând și plângând de împăcare și tristețe în același timp pentru că într-un fel știam și eu cine va fi. Și nu eram eu. În spatele meu președintele curent, care urma să strige numele persoanei care va avea să ducă mai departe organizația. Moment în care pentru prima dată în viața mea am simțit cum nu mai respir. Momentele acelea din desene animate, când totul se oprește și vezi așa totul în slow motion, nu mai auzi nimic, crezi că ai leșinat, ai revenit de trei ori și ești în altă lume. Diana Nicula era președintele pentru mandatul 2014-2015 în Aise, București. La o diferență de un vot. În acel moment mi-am dat seama că nu voi aduce neapărat performanță, nu asta înseamnă să fii președinte, nu asta vroiam eu să fac. Venisem în fața oamenilor să le spun că organizația asta trebuie să crească și să construiască oameni. Atât, oameni. Nu performanță, numere, profit. Aveam o singură misiune. Vreau să construiesc oameni. Cam asta a fost prima etapă, primul moment. Apoi ce am făcut a fost, a fost să ofer încredere. Încredere echipei pe care am ales-o pe un singur criteriu, integritatea. Apoi să ofer încredere organizației, că ea poate la rândul ei să-mi ofere integritate și să-mi ofere contextul ca eu să construiesc oameni, construindu-mă, bineînțeles, pe mine. O organizație internațională în peste 225 de țări și teritorii care are ca valoare principală demonstrating integrity. Ne întoarcem puțin înapoi. Știam că nu voi ieși eu pentru că anumite voturi fuseseră numărate pentru că fuseseră făcute promisiuni false, pentru că era o adevărată campanie politică, iar eu nu făceam parte din ea. Dar am zis că merită să încerc. Cu toată durerea pe care o aveam în suflet, că poate într-un procent foarte mare nu voi ieși, am zis că merită să încerc. Am plecat la drum 11 oameni în echipă pentru un an de zile, la final am mai rămas 10. Am plecat la drum 150 de oameni în organizație ca după 6 luni să mai fie 60 de membri. Am plecat la drum cu un sediu mai mult gol, prăfuit cu bârfe și minciuni, ca în șase luni de zile să fiu acolo cu oameni frumoși care sunt pentru că vor să facă anumite lucruri, pentru că le pasă și pentru că vor să învețe. Pentru că ei cred în ei și în ceilalți. Am fost pus în situații în care sunt mi dau doi oameni afară din echipă, oameni foarte dragi, pe care eu i alesesem, pe care îi iubeam și la care țineam foarte mult. Dar organizația Prima, eram acolo președinte. Și în spatele meu era responsabilitatea de a face ce e bine pentru organizație, de a fi eu integră, indiferent că omul ăla este prieten sau nu. Am fost pusă în situația de a spune nu în momente în care toți ceilalți erau cu da și fiind singura nebună care a spus nu, nu așa ar trebui să fie și ghiciți ce. Toți ceilalți oameni au ajuns la concluzia că da, era un nu și că lucrul la nu era bine să fie făcut așa. Am fost pusă în situații în care să fiu singura care se ridică să spună, nu, nu asta este conform valorilor noastre, nu de asta suntem noi aici. Să schimb oameni de pe o poziție pe alta, pentru că eram acolo cu o responsabilitate și știam că nu asta este bine. Să ai în mâinile tale, la 22 de ani, viitorul la 150 de oameni. Și m-am ridicat în momentul în care toți ceilalți stăteau. Am făcut multe greșeli. Pentru că atunci când vorbim de integritate, suntem sinceri, suntem noi. Și am câștigat și am pierdut integritate. Pentru că au fost momente în care familia mea era pe locul 2 în fața AESEC. Momente în care nu am mi-am ajutat fratele de câte ori ar fi trebuit sau nu am fost acolo de fiecare dată când avea nevo nevoie de mine pentru că era aesec. Momente în care prietena mea cea mai bună era programată pe agenda de ziua ei <laughs> pentru că era aesec. Momente în care am dus poate lucrurile astea la extrem, dar din care am învățat. Pentru că am vrut să fiu acolo 100%. Pentru că am vrut ca oamenii să înțeleagă, oamenii de lângă mine, că atunci când îți iei o responsabilitate, ești tu acolo pentru ea până la capăt. Pentru că oamenii au rămas, de ce nu 150 cât erau la început, au rămas cei 60 care chiar credeau și care erau acolo pentru că își doreau. Pentru că asta îi reprezenta, nu pentru altceva. Am învățat să iert. Am învățat să spun îmi pare rău. Am învățat să nu fac promisiuni doar de dragul de a le face. Chiar dacă știu că poate o să toară. Am învățat cine sunt. Am descoperit ce vreau să fac. Vă spuneam la început că misiunea mea era să construiesc cu oameni. Cu un an de zile mai târziu, oameni frumoși care sunt și aici în sală, sunt acum, acolo, în sediu, în fiecare zi, se ajută. Sunt pentru că vor și pentru că le place. Am făcut poate una din cele mai frumoase recrutări care s-au făcut vreodată în istoria se București. Cu oameni care sunt acolo pentru că vor. Atât. Și pentru că se simt bine în pielea lor și pentru că vor ei să învețe să facă niște lucruri. Pentru că au de învățat de la niște oameni care au niște valori deja puternice în spate. Pentru că cei care nu sunt ceea ce spun că sunt, nu or să rămână acolo lângă voi. Or să se șteargă. Am avut un ideal la început. Nu vreau să cumpăr nimic cu el. Dar o să vă mai spun un lucru. Poate ați auzit sau nu. Dar timpul cu se poate cumpăra. Și e și o poveste despre asta. Miruna, în vârstă de 8 ani, adoră să joace Scrabble. Într-o zi, tatăl îi promite, o să vin mai devreme de la serviciu și vom juca împreună Scrabble. Fericită, îl așteaptă la ușă, la ora promisă. Și-l așteaptă, <laughs> și-l așteaptă, și-l așteaptă, dar nu mai vine. Câteva ore mai târziu, îngândurat și plin de iertări și scuze, ajunge și tatăl și nu. Am ajuns, îmi pare foarte rău. Iar atunci fata se duce lângă el și îl întreabă: Tati, cât câștigi tu la muncă? Ce întrebare e asta? Cum adică, tati, cât câștigi la muncă? 20 de roni pe oră. Stă, se gândește Miruna. Tati, ai patru lei? Cum adică? Hai, lasă-mă, că n-ai ce să faci tu cu patru lei. Oarecum îngândurat și temător că ce-a fost cu reacția asta, se duce după ea în camera ei și de cei patru lei, cerându scuze pentru reacția de mai devreme. Fata ea, entuziasmată, se duce la pușculița care era de altfel cu destul de mulți bani. La fel, dar ce faci tu cu patru lei când uite câți bani ai? Mi-era teamă că nu am unde ajuns. Uite, 20 de lei. Poți să cumpăr o oră din timpul tău. Și era fata lui. Momentul acela când îți dai seama că un copil poate să-ți amintească că ceea ce faci zi de zi poate nu e ceea ce reprezintă. Că poate în momentele alea altceva sau altcineva e mai important. Asta e tot un exercițiu de integritate. Asta e tot un exercițiu care să ne amintească în fiecare zi cine suntem noi cu adevărat. Pentru că integritate înseamnă să te cunoști pe tine. Și orice ai face, oricât de mult ai fi judecat, să nu-ți pese și să continui să faci aia. Până când o să creadă și ceilalți în el. Pentru că dacă tu crezi, vor crede și ceilalți. Și apoi e leadership Care de fapt nu este leadership, este self-leadership. Pentru că dacă tu nu te cunoști pe tine, dacă tu nu știi cine ești, dacă tu nu ai valorile de care lumea asta are nevoie într-un final, asta nu e leadership. Și acum am o întrebare pentru voi. Voi știți care este idealul vostru? Vă știți cine sunteți și ce vreți să faceți? Ce înseamnă integritatea pentru voi? Vă treziți dimineața zâmbind pentru ce urmează să se întâmple în ziua aia și fericiți și împăcați că este ceea ce trebuie? În fiecare zi. Am avut un an și jumătate ca vicepreședinte și un an ca președinte în se București. Toată lumea. Wow, dar nu lucrezi într-o companie? Wow, dar tu îți dai seama ce cv ai în momentul ăsta? Da. Dar eu nu asta vreau să fac. Acum lucrez cu copiii și construiesc cu oameni mari niște oameni mai mici. Adică ceea ce mi-am dat seama că vreau să fac. Organizația asta nu ar fi existat dacă la baza ei nu ar fi fost integritatea, sau nu ar fi fost oameni care să aducă asta. Eu nu aș fi făcut astăzi ceea ce fac dacă nu aș fi crezut până la capăt în mine și dacă nu mi-aș fi dat seama de cine sunt eu cu adevărat. Dacă nu m-aș fi respectat pe mine. Dacă nu m-aș fi ridicat în momentul în care toți ceilalți stăteau. N-ar fi fost nimic. Dacă de dimineață de dimineață, când vă treziți, nu sunteți împăcați și fericiți cu ceea ce faceți, la un moment dat o să se dărâme. Fie că o să treacă 2, 5, 10 sau 50 de ani. Întrebarea rămâne deschisă. Vă treziți dimineață de dimineață, mulțumiți, împăcați și fericiți cu ceea ce faceți și cine sunteți? În momentul în care aveți răspunsul, Înseamnă că sunteți integri cu voi. Vă mulțumesc!